Salutare oameni, mă, și mi-am găsit la un episod de Polybridge. Și după cum vedeți, asta e câte viu pe aici. Nu se satură. Oricum, hai să ne continuăm nivelul. Și aparent s-a debăcat ceva, am văzut deja tutorialul. S-a debăcat hitraul cel în sfârșit, pentru că mă sătura să fac poduri urcate și coborte, că chinuim să-i mențin rezistența. Și așa că vă facem un pod cu hidraulice. Nu o să fie foarte greu, o să veți mai de ce. Și structura trebuie să arate cam așa. Pac, pac, pac. Face structura clasică, numai că aici nu-l vom lega. Mai mult unghi. Mai mult unghi aici, așa. Ca să lege aici. Mai facem partea rezistență. Și acum, hidraulicele. Numai așa. Prindem unul de aici și încă unul aici. Și mai facem încă o dată la fel aici și aici. Nu, trebuie să fie mai drept un pic. Cam așa ceva. Și după ce am făcut toate astea, trebuie să deblocăm mijlocul ca să se poată desface în două, în momentul în care urcăm. Și am mai descoperit eu că dacă faci și chestia asta, ranforsează partea de jos a podului. Și acum trebuie să seteze astea. Asta nu vrem să se contracte, vrem să-și mențină la 0%. Ceea ce câteodată că greu de făcut pentru că este foarte mic. Expand, uite, hold ăsta. Și ăsta vrem să se extindă la 30%, cred că e suficient. Încă 30% aici. Cam așa ceva. Hai să facem o probă. Da, am uitat că mai trebuie să fac și chestia asta. Mai trebuie să ranforsăm și astea, evident, pentru că altfel n-are cum să țin aici, greșeala mea. Și să vedem dacă trece și a doua mașină. Deci ăsta a mers bine, celălalt l-am greșit. Păi ăsta trebuia să stea pe... ăsta a fost problema. Ăsta trebuie să stea pe hold. Secundă. Deci... un lăsut de contract, nu? Hold length. Și aici expand și aici tot expand. O să aminte că mai trebuie să fac aici raforsările astea două. Cam așa ceva. Hai să ne mergem. Pe o mașină. S-au rupt alea. Și deci și a doua mașină, pe cum vedeți. Da, mereu mi se rup chestiile alea, nu știu exact motivul, dar important că am trecut de nivel destul de ok. În sfârșit am blocat hidraulicele. Acum am să ne ridicăm la checkpoints. Va trebui să luăm checkpoint-ul, interesant. A stop CPM, make the vehicle stop. A reverse CPM, make the vehicle stop in reverse direction. Interesant. De... ce să facem drumul? Nu ne-a dat hidraulice data asta. O să facem structura. Care e destul de simplă. Ți-am cam venit și aceste ranforsări. Ce nu ne dă voie. Ok. Acum hai să facem partea asta. Asta e că asta e problema când îl faci așa. Și hai să începem din partea asta.
Cum să n-ajungi? Serios? L-am făcut prea înalt. Da, e mai înalt decât celălalt. Acum e bine. Așa. Nu e suficient de plecat sau ce? Da, nu e suficient de înclinat. Deci mai înclinat. Cam așa ar trebui. Nu mai mult. Uite că acum merge. Trebuie să nimerești înclinația corectă, altfel nu se meargă prea bine. Și s-a rupt aici. Ok. Nu știu de ce se rupe aici. Nu se rupe aici. Delete. Și dacă îl fac așa, ține. Stai să dăm timp. Ok. Reconstruim asta rapid. Cam așa ceva. Gata, m-am prins. Știu ce am făcut diferit. Și pe ăsta ștergem și pe ăsta ștergem. Să încerci drumul din partea asta. Pentru că aici e mai scurt ăsta. O să vedeți imediat la ce mă refer. Și pe cum vedeți e altfel făcut. Dar acum e drept, nu e bine. Da. Deci de aici asta l-am făcut cu înclinația așa. Mai jos, cam pe aici. Păi am tras astea așa. Le leg pe astea aici. Facem repede. Ups. Asta nu cred că s-a ajunge. Ce mai trebuie să țină? Ce slab sunt. Trebuie să iau chestia asta de să trebuie să fac podul să urce. Da. Ok. Oprește-te. Nu-i problemă, greșeala mea. Dar am mai jucat jocul ăsta și n-aveam de să știu. Uite, am asta exact dimensiunile corecte când faci. Ops. Așa. Perfect. Și acum o să facem. Ia să vedem cum iese. Să vedem dacă iese ceva. Nu știu dacă o să țină. Ok. Asta și asta trebuie să-l fac. Aici o floricică. Cam așa ceva. Și să sperăm că ține. Am dubii, sincer. Așa. Și aici facem la fel o floricică. Ia. Mai centrală, nu chiar atât de jos. Cam aici. Și uite că ține. Aici presiune mare. La checkpoint-ul. Și cam asta a fost al doilea nivel. N-a fost chiar atât de rău. Aiurea că am greșit eu și că numai la cât trebuie steluța aia. Și uite, avem un camion mai mare, un dump. Și asta va trebui să fie și mai rezistent. Mare parte o să fie tot așa, tot fac pe jos, hai să-l fac pe sus. Nu, mai. Să facem așa. Și să-l înfosăm în centru. Facem asta repede. Așa. Și acum o să-l înfosăm zona asta, deci odată. Ia să vedem, click. Bun. Cam așa ceva. Ține? Doamne ajută! Din prima? Din prima, asta, deci
chiar nu mă așteptam să fac chiar din prima. Am depășit bugetul totuși, dar probabil că l-am făcut din prima. Bun. Cam asta a fost pentru acest episod de Polybridge. Sper că v-a plăcut. Până la următoarele, la revedere.